Mostră monștri, neveghează și cu arma se calmează. Pe la gâte exagerează, liniște, că se filmează. Eram într-o oră de biologie unde ne selectau cei care sunt interesați de biologie într-un rând și ceilalți pe care nu interesează biologia în alt rând. Profa de biologie s-a speriat, m-a văzut în rândul celor interesați de biologie și a zis: tu sigur vrei să faci ceva? Dar am început să fac aceste lucruri din liceu, când m-am dus la o colegă să facem împreună matematică. Ea era bună la matematică și avea o chitară și mi-a arătat niște acorduri și am făcut un cântec lung de 37 de strofe, în fiecare strofă un coleg. Și a fost foarte amuzant pentru toți ceilalți care nu erau în momentul în care noi cântam în acea bucată de cântec și fiecare a fost semi-amuzat de acest cântec lung. Put la profesori, a fost amuzant pentru toți. Am avut și un cântec despre director pe care am avut ocazia să-l cânt pe scena casei de, nu, cum se numește aia, sălii festive a liceului Liviu Evreanu din Bistrița și domnul director nu m-a mai răspuns la salut 3 ani de zile. Până am plecat din liceu și ne-am înțeles foarte bine. Nu ne-am mai întâlnit niciodată. Dacă vreți, vă cânt acel cântec, e doar din 2 versuri. Eu nu vroiam să-l cânt, dar colegii insistau, eu am rușit, eram și printre primele dăți pe scenă. Mai jucasem în trupa de teatru a școlii și eram foarte emoționată când colegii strigau: cântă, cântă piesa aceea, cântă, cântă, și eu am spus că o să o cânt doar dacă domnul director mă roagă. Elevii au strigat: rugați-o, 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 săracul director m-a rugat. Nu știu. Și piesa era numele lui care se termina în Costică. Cutărică, cutărică, cine azi director, poate mâine pică. De ce nu ai continuat în liceu? Pentru că probele eliminatorii la teatru erau mai devreme și am zis, ia să mă duc și eu să văd cum arată probele astea. Se făceau 2 săptămâni de pregătiri și a fost foarte interesant. Și nu prea aveam emoții, că știam că dau la medicină și atunci probabil au crezut că sunt bună și că merg cu încredere. Probabil m-au luat crezând asta. Eu am auzit că se dă de câte 7-8 ori la teatru, nu aveam nici cea mai mică idee că pot să iau probele astea. Da, s-a întâmplat și știu și din ce cauză am aflat. Au fost câteva întâmplări foarte interesante la admitere. 2 de care a depins intrarea mea la facultate. Ci că aveam la proba de povestire când stăpânul nu e acasă, de Emil Gârleanu. Și până la M, toate fetele au venit, au dat probele fiecare individual și fiecare se întorcea zicând: băi, comisia aia nu te ascultă deloc, unii se uită pe pereți, unii vorbesc cu alții, unii se uită pe fereastră, tu faci acolo ca televizorul și după aia se termină proba. Vai. Și într-adevăr, am intrat, eram pe la mână, la Milea, deja erau și mai plictisiți, unul se uita pe pereți, altul pe fereastră, alții vorbeau unii cu alții și zice unul: aveți când stăpânul nu e acasă, de Emil Gârleanu? Ziceți. Ioi, ce interes! Și au reluat, uitați pe pereți, vorbim unul la ceilalți. Eu, de disperare, cânt arată tare de tot. Când stăpânul nu e acasă, când stăpânul nu e acasă, absolut toți se dau la mine. De Emil Gârleanu. Asta a fost una. Și
cealaltă întâmplare de care a depins intrarea mea la facultate a fost... trebuia poezie de forță, poezie de dragoste, fabulă, sunt mai multe chestii pe care trebuie să le ai în repertoriu. Și aveam la ETC poezia Ninei Casian, Temboridez guruvă și stelpică în orangă, temboridez să scal pe nistrodul și să-ți gui multe milara voșcă pe o crepitură pangă și să-ți jumizi firiga lângă un hisar vârzui, temboridez cu zerga veglină și alteră să-mi tramă, nu? Titrare. Și mi-a plăcut o poezie asta și am pus-o și pe... Mă rog, și dădea bine acolo că mai aveam o poezie în repertoriu. Că nu era... Și când am ajuns, era la... Trecusem deja de 3-4 probe, nu mai știu. Și deja aveam emoții mult mai puternice decât la început, când știam sigur că nu intru. Să mai țin, na, emoțiile creșteau și, să zic în forță, temboritez gruvă și stelpică în orangă. După care mi-a cerut un poem de dragoste și nu mai aveam... Nu mai venea niciun cuvânt în cap din alt poem și am spus tot, temboritez. Și am crezut că sunt deșteaptă, nu m-au întrebat niciodată, n-ai, cum v-ai uitat tu textul? Și așa a început aventura mea în această zonă de dintre teatru și muzică și mai mult cu teatru și colaboram cu Teatrul Național, făceam figurații pe acolo, era foarte interesant. A fost un fel de întâmplări atât de interesante că nici m-am mai gândit la medicină, nici măcar când cântam femură. Celor din teatru le spun că fac muzică și celor din muzică le spun că fac teatru și atunci sunt liberă să fac ce vreau. Mama ei, unde e? Mama mea care m-a făcut așa. Mama ei de mama noastră. Atenție, urmează. Preparată dintr-o coastă. Ne-ai dat un picior de plai, ne-ai luat o gură de rai. Aoleu, sări mi-ar ochii. Atenție, atenție, atenție. Noi trăim și... Să mă văd cum fură popii. Băl de sus și în cine sus la pus. Cum putem plânge problemele că le mulțumesc. De imn național. A fost foarte frumos, destul, și, dar foarte frumos, foarte, foarte interesant. Interesant, da. A fost... Contractul era mult mai lung decât am stat. Eu, de fapt, m-am dus de tot. Mi-am dat cărți, casete, erau VHS-uri pe vremea aceea. Ce filme înregistrasem eu de la televizor, ce... Lucrurile la care țineam mi le-am dat, am zis plec în Canada. A fost frumos, am repetat cu cei de la Cirque du Soleil enorm. N-am văzut absolut deloc Canada, n-am văzut nimic din Montreal pentru că lucram non-stop. Și când mai aveam o zi liberă, dormeam. Pentru că trebuia în următoarea zi să lucrăm non-stop. Și sunt acrobați extraordinari, au fost artiști foarte, foarte, foarte buni. Dar nu știu, știți Cirque du Soleil? Eu am luat examen pentru că nu știam ce e Cirque du Soleil. Nu se știa așa de mult în România pe vremea aceea, 2002. Habar n-aveam, am dat probele alea
ei trimiteau variantele lor, eu trimiteam variantele mele, habar n-am avut că e așa de important, că sigur emoțiile m-ar fi făcut să nu iau proba aia. Și ajuns acolo, trebuia să fac un personaj. Era și personaj și cânta în spectacol, în spectacolul Varecai. Era și domnul Berinde în spectacol. Și pentru că e o industrie, de fapt, Cirque du Soleil și dacă mai vrei să faci altceva, nu poți. Nici n-ai timp, dar nici nu poți prin contract. Dar oricum n-ai timp. Ce sens ar avea să poți prin contract, dacă tot n-ai timp? Și era destul de straniu așa să știi peste 3 ani, 2 luni, 4 zile, 5 ore unde ești. Era așa ca și cum viața ta ar fi deja fără nicio surpriză. Și a fost un moment foarte important în care, care dacă nu s-ar fi întâmplat, probabil am fi rămas din inerție. Da, din inerție, din mândrie că sunt scria pe noi Cirque du Soleil. Mm-hmm. Că intrai în magazin, vedeau Cirque du Soleil. Da. Sunteți la Cirque du Soleil, vai! Nu ne întrebau, sunteți cumva oameni de serviciu? Cirque du Soleil, un autograf! Un fel de Hollywood al Montreal, al Canadei. A fost fain. Am lucrat personajul o lună jumate pe scenă. Când nu lucram pe scenă, lucram în studiouri, vocalize, cântece, sunete. Aveam trei antrenori de voce, așa se numeau, coach. Și a fost straniu că în momentul în care muzica a venit în spectacol, personajele și muzica nu prea se potriveau și atunci au trebuit să ia niște decizii foarte importante. Când scala ca Angela Simila sau... No. Da. Și au fost momente foarte faine, dar prefer lucrurile de mai mică amploare. Și au fost foarte drăguți că de comun acord cumva ne-am despărțit prietenești, au scris scrisori, recomandare, ce artiști minunați, bye bye letter. Au fost drăguți că în contract scria că trebuie să plătim antrenorii pentru cei care ne înlocuiesc. Și cred că nu știu dacă ne-au extras din salariu sau ceva. Mă bucur că am fost, dar mă bucur că m-am întors. În Canada s-a întâmplat ceva, nu știu. Și când m-am întors am zis ideile mele. Și luam câte o carte. Și făceam un fel de lectura mea personală și traducerea în cântec a cărții care îmi plăcea mie teribil. Mm-hmm. Și așa mi-a plăcut Cervantes, Don Quixote și am făcut Apolodor, așa am făcut. Apolodor cred că l-am făcut și din cauza, fără să-mi dau seama, acum mă gândesc că poate că din cauza faptului că săracul s-a dus la circ. Am pus și căutat frații mei, am dat la circ. Am trecut și eu prin ala, am simțit tot. Și cred că din cauza asta. Am simțit, dar nu știam ce simțim, dar acum am înțeles și eu mai bine. A fost foarte ciudat că n-am avut nici o treabă cu circul până la Cirque du Soleil și de la Cirque du Soleil a fost Apolodor. Și Afrim, Radu Afrim, regizorul Radu Afrim, m-a luat să joc în De ce fierbe copilul Mămăligă, care e despre circ, niște familie de circari. Să vedeți filmul Aglaia, care e superb. Un film despre Aglaia Veteranii, o autoare care a scris într-un fel foarte special, s-a sinucis. Era ea foarte special și trăit într-o familie de circari români plecați, celebru Țăndărică. Mm-hmm. Da, o să vedeți tot un film. E tristă și comică în același timp. Mie îmi place foarte tare zona asta, că nici nu știi când râzi și plângi. Mm-hmm. Imediat ce râzi, plângi și nu știi exact ce faci. Așa ca viața. Așa ca viața, exact. Păi, acum 150 și nu știu câți ani... Nu mai vreau să mă aduc aminte acum câți ani. La un moment dat m-am întâlnit cu Bobo, lucram la Don Quixote și l-am întrebat, ai chef să încercăm? Și a zis, da. Și
A venit și a rămas. Și am primit nu de mult o filmare de la repetiție. Cineva a tot filmat, așa. Cineva a tot filmat și... Cineva a tot filmat? Filmat la repetiție. Și a făcut un montaj doar dintr-o singură replică a lui Bobo. Replica lui Sancho, îmi vine să plâng. Montajul dura vreo 20 de minute. Și era doar, îmi vine să plâng. Cu diferite nuanțe. Mii de nuanțe pe care le găseau Bobo și cel de la pian. Și eu mai... Nici nu știu că sunt așa de stresantă și Bobo are atâta răbdare. Dar Adrian Cristescu, care era la pian, se vedeau cum mor neuronii. Vine să plâng, nu vine să plâng. Și mă mai aud eu, ce indicație mi-e. Nu vine să plâng. 20 de minute. 'Aș putea să înghit un îngeraș de pahar. Că el ar fi brusc, foarte singur în mine. Îmi vine să plâng. Că el ar plânge toată noaptea cu sughițuri în mine. Îmi vine să plâng. El ar putea cânta în mine. Vine, vine primăvara. Vine, vine primăvara. Acum văd Dihania departe în pahar, latră un câine, văd Dihania. Ea are un ochi al mamii și un ochi al tatii. Citesc în ochiul mamii. Când o să-ți bași tu mințile în cap? Citesc în ochiul tatii. Când o să-ți bași tu mințile în cap? Capul mi se lovește de pereți. Un, doi. Capul mi se lovește de pereți. Un, doi. Îngerașul de pahar plânge cu sughițul. Îngerașul de pahar cântă în mine. Vine, vine primăvară. Un, doi. Un, doi. Vine, vine primăvară. Vine, vine primăvara. Un, doi, un, doi. Și cu actorii din Cluj am lucrat foarte, foarte bine. Și am lucrat foarte bine cu Afon. Este un actor excepțional la Cluj, care nu are rit, n-are ureche, n-are nimic, îi cântă bestial. Și și-a făcut repere din intrări pe care le dau colegii. El, din mișcări pe care le face, vede o palmă a unui coleg care și face așa, ridic. Care știe că trebuie să-i dea lui semnalul. Unul care își duce mâna prin păr, care știe că l-ai semnat. Și e, de fapt, el așa cântă. Uitându-se la reperele pe care le-a extraordinar. Eu n-aș putea să fac așa ceva. Și era fix. Se potrivește perfect în ce le doream noi de la acel personaj. Cum naiba, am văzut linia melodică la... Fiule, fiule, fiule! Separat de ceea ce exprimă această textul sau... A fost foarte, foarte greu să fac să înțeleagă că, de fapt, sunt împreună, cum ziceați. Și la facerea lor, mai mult e vorba de hărnicie, pentru că piesele la început sunt oribile. Dar încercând tot felul de variante și jucându-mă și jucându-ne cu actorii, și ne ținând la melodie, putând modifica oricând melodia, din cauza asta nu pot să spun, el a început textul, el a început melodia, că niciodată nu e la fel. Cum, de exemplu, am un proiect cu niște actori, cu patru din actorii din insula, cu jucării. S-au modificat melodiile, s-au modificat textele, ne-am luat libertatea de a ne... de a simți cât mai bine ce transmitem. Toată lumea să danseze din buric? Vreau să scriu un cântec fără să-l complic. Acest vers a fost făcut de actor și băgat în gura mea pentru ca și eu să simt ce simt ei când îl bag eu în gura lor și vreau eu să spună și nu-și doresc neapărat. Insula, de exemplu, am reparat-o împreună cu domnul Dabija, regizorul Alexandru Dabija, ne-a văzut năcăjiți și am zis, ne-a lipsit ochiul din sală care să stea și să spună și totuși o meserie regia. Păi de ce nu m-ați chemat? Cum adică să vă chem? Puteam să vă chemăm? Da. Și acum mai târziu,
Am vorbit cu directorul de la Cluj și ne-a mai dat niște repetiții și ne-a mai reparat pe aici, pe acolo, domnul Dăbrișa. Și ce ați văzut la Odeon e varianta reparată. Insula este despre Robinson, singur pe insulă, pus de plină de lume. Și aș putea interpreta pentru dumneavoastră... Da! Din insula, din altă variantă de insula, cu domnul Bălănescu. Insula a fost găzduită de Odeon, insula e a teatrului din Cluj. Sunt foarte multe variante la insula. Prima variantă a fost cu domnul Alexander Bălănescu, un violonist foarte bun din Anglia, care trăiește în Anglia. Și are un quartet cu care a cântat cu... Asta unde a fost? La Londra, Oxford. This is the first pirate song. This is a song about a pirate and about his wooden legs. This pirate always lost his wooden legs in the battles and he had to make new ones. One of these new legs started growing and growing and became a tree. The wooden leg became a tree full of birds. The birds were singing. He couldn't sleep at all. Besides, the leg was too heavy and uncomfortable. Pierre is talking about his boat all the time. He lived on his boat all his life. Everything happened on his boat. He was hurt in battles on his boat. He lost his legs on his boat. He fell in love on his boat. One day in July in 1549, he had both wooden legs, so he was young and shy, in love with the woman who gave him a child. But he was too shy to accept the gift and he said goodbye. Cam cât timp îți ia să lucrezi la un spectacol? Nu, știu. Cam cât timp îți ia să lucrezi la un spectacol? Nu știu. Nu știu. Adică îți propui, nu știu, un anumit timp, cumva, cam cum începe? Niciodată nu începe la fel. Dau un exemplu, alcoolul e dintr-un spectacol de teatru, regia domnului Mihai Mănuțu. Și pentru acest spectacol eu a trebuit să fac piesele. Dânsul predă la ceva facultate în America, într-o anumită perioadă a anului, timp în care mie îmi spunea: nu-mi trimiți o piesă, unde-s piesele, ce faci cu piesele, trimite-mi piesă, trimite-mi piesă. Și eu făceam cântecele și trimiteam prin e-mail și își dădea cu părerea. Dânsul a lucrat împreună cu scenograful, eu am lucrat împreună cu Bobo Burlăceanu, Vava Ștefănescu lucra separat, conversam toți pe mail-uri și așa. Și am avut la dispoziție 2 săptămâni. Și l-am terminat în 10 zile. În mod integral, da, lucrând pe parcursul a jumătate de an, mai mult de jumătate de an, separat și... nu știu. Dar comunicând foarte, foarte bine în perioada aceea de lucru și lucrând non-stop. Încă la 2 noaptea eram că locuiam toți în teatru, și am avut liber la scenă toată perioada și a fost extraordinar, pentru că nu ieșeam din zama spectacolului. Mai ieșeam la o zamă pe colț, dar și mâncând împreună, tot în zama spectacolului eram. Vara o iubești pe una mult mai rece ca mine. Noi te iubim oricum amândouă, că ăsta ne e destinul. Așa am ajuns să aștept cu mare bucurie frigul. Ție nu-ți pasă dacă pe masă avem firmituri sau friptură. În schimb îți pasă mereu și avem mereu din belșug băutură. Tu te îmbeți la al doilea pahar sau vii beat de afară. Eu te îndur și acum ca și cum, acum ai fi băut prima oară. A, ce crudă e viața și a, ce crud e destinul. Ah, fiecare ajunge să îndure cu mare bucurie chinul. Și acum a intrat el. Până acum am fost 3. Tu mă iubi.
iubești doar vara, în rest ești ocupată. Adică primăvara, toamna și iarna lucrez ca o descreierată. Eu te aștept oricum zi de zi, că mereu mi-e dor de tine. Sunt sigur că te-aș iubi mai puțin dacă ai veni mai des pe la mine. Există poemele poetului Ion Mureșan, care scoate odată la 15 ani, cred, un volum. Și până atunci, nu știu, stă cât un poem din sacoșă. E foarte, foarte, foarte fain Ion Mureșan. Și plăcându-mi atât de mult, mi-am dorit să fac cântece, mi s-a părut imposibil, lui s-a părut imposibil și am zis, ah, merită să încerc, pentru că pare imposibil și am încercat și se pare că îi plac și lui mutilările pe care le-am aplicat textelor lui. Și bine, suspectez și că e drăguț și nu zice, dar se pare că n-am făcut un deserviciu textelor mare. Și a ieșit un CD, cântecele făcute după textele poetului Ion Mureșan. Îmi bag degetul în pahar, îmi bag mâna în pahar, îmi bag capul în pahar. Vodka e rece ca gheața, vodka e rece ca gheața. Deschid ochii în pahar, în pahar văd bine și fără ochelari. Totu-i vis și armonie, totu-i vis și armonie. În pahar cresc flori gingași, în pahar iarba e verde. În pahar susură un izvoraș limpede. În pahar înnoată copii mici cu mișcări iuți, iuți. Ei înnoată îmbrăcați în rochițe și în pantalonași scurți, scurți. Sunt îngerașii de pahar în pahar, sunt îngerașii de pahar în pahar, sunt îngerașii de pahar. Și locurile erau atât de diferite, experiențele atât de diferite. Și la unul din concerte a venit un copil atât de mic. Și am observat pe Facebook o fotografie, scrie alcoolicii și e un copil foarte mic, cu biberon și lapte în gură. Și noi ne vedem cântând și el gând, și poza nu e trucată. Hai de la mai rândă, hai de la mai de la da. Hai de la mai rândă, hai de la mai de la da. Hai de la mai rândă, hai de la mai de la da. Hai de la mai rândă, hai de la mai de la da. Iar acum dansăm, dansăm, da, dansăm, pune caz. Știm că va ajunge focul la țeava de gaz. Iar acum dansăm, 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 primejdios. Deja am ajuns, dansăm cu un etaj mai jos. Hai de ea, dansul fioros. Un etaj, un etaj, ajungem tot mai jos. Dansăm cu un ochi pe față și un ochi pe dos. Dansăm, 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 dansăm până la pot. Hai de ea, hai de ea, hai de ea. Blocul a explodat. Noi dansăm în continuare, nu ne-a afectat. Și dansăm, 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 da, dansăm sub pământ. Vesele în cimitir s-ar pietre de mormânt. O piesă cu care pare despre ceva și de fapt o să vedeți. Vecinul meu nu doarme noaptea, de-aia nu dorm nici eu, fiindcă aud zgomote ciudate din apartamentul lui mereu. Vecinul meu nu doarme ziua, urmărește copii, îi pândește când ies de la școală, precis se gândește la prostii. Vecinul meu e foarte, foarte suspect, l-am denunțat la poliție, deși îl respect, poliția crede că exagerez.
dar eu am început să mă documentez. Vecinul meu nu doarme niciodată. Se pare că are o viață agitată. E extrem de interesat de copii, pentru că e traficant de jucării. Vecinul meu nu doarme noaptea, de-aia nu dorm nici eu, fiindcă aud zgomote de jucării mereu. Și dansez, dansez, nu știu dacă nu cumva visez. 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 Și mai avem piesa Bradul a murit, în care într-un ton foarte sinistru noi interpretăm Bradul a murit, Bradul a murit, a fost tăiat și împodobit cu globuri strălucitoare și steluțe sclipitoare. Iarna, bine ai venit. Hey! Frazii din veci, hei, sunt la fel de plin, hei, strălucesc la fel de tare. Hei, ce bine am mâncat, ce bine ne-am distrat. Ah, ce zi de sărbătoare. Hei, ninge, 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 ninge. 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 Ninge, 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 ninge și în dulap, ninge, ninge, ninge și la mine în cap, ninge, 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 ninge și în balcon, ninge, ninge, ninge și la telefon, ninge, 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 și în cafea, ninge, ninge, ninge și în camera mea, ninge, 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 ninge și în cuptor, ninge, ninge și în aspirator, ninge, 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 ninge. Hey, ninge, 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 ninge. Hey, ninge, 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 ninge. Hey, ninge, 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 ninge. Eu susțin oamenii care cred că fac lucruri bune, cum mi-a plăcut să vin și aici, pentru că am cred în oamenii care fac lucruri care așa. Și pentru că tășuleasa social, veni vorba despre tășuleasa, sunt niște prieteni din niște munți care tot se golesc de păduri și ei își fac iluzii că pot să umple puțin câte puțin goluri și după atâtea iluzii au reușit și să umple niște goluri de păduri și tot plantează pe unde defrișează alții. Într-o manieră foarte Don Quixotescă și după ce au îndurat câțiva ani rânjetele țăranilor care zice tâmpiți ăștia, pompom pe acolo, nu se gândeau că copiilor nu o să mai aibă ce fura și s-au ajuns și la performanța la care au venit la plantat și copii de hoți de lemne. Și mi s-a părut extraordinar și deja activitățile lor țin de 10 ani. Cu camionul de Crăciun au convins oameni de afară să trimită pachete pentru copii amărâți din sate uitate de lume. Au restaurat școli, au curățat râuri și când văd că există astfel de oameni, uite, nu-i totul pierdut. Harlește că le mămele bune, deci de chene mare, mahele, din ce că le mimările pe daia lăce. Haberle hashti kani gali bali chene li baaye na hale ba berle keche dikhne mein haberle mein chikan bari bali baaye ne ma hashti kele hale le be dams pus le be dams pus le be hale hashti kani gali mamala he. Andreea, hai să te joci cu cineva. Așteaptă după colț îmbrăcat în pijama. A cules din oraș toate florile. Să-ți arate cât mai bine sentimentele. Andreea, de ce l-ai alungat în pijama? Puteai măcar cămașa să-l lași să-și o ia. Andreea, nu contează cât de tare l-ai mințit sau firele de păr pe care tu i le-ai albit. Andreea, alea băște bele cu rima marle te ce chete buburle maște cale da amal lebe de hamale le băște bele hama mumburle ca te dică de male. Am spus mă ele mama te a spus mă le ca cine de male. Andreea, dacă ai pe cineva, dă-i un telefon la măsa ca să vină să-și ia, că de când stă după bloc în pijamale neclintit, a început să se împute și pe blocul e îngrozit. Andreea, am aștele cale mă, cine de mă, ale cu cine mă, la ele, ale cale catite. Eu sunt Andreea și învăț la facultate bine.
Părinții cheltuiește o groază pentru mine, trimite din Libia scrisori care nu vine. Am cumpărat apartament ca să stai cu mine și când ai văzut, tu ai spus, bine. Pentru ce nu vrei să vorbești cu mine când părinții mei au spus la părinții tăi? Bine. Pentru ce nu vrei să vorbești cu mine când părinții mei au spus la părinții tăi? Băi... Leste care muda buște chile haște nele hani. Abor le haște hani ca nica buri hani bajde le lebede ale ale. Am parle și mă lăie le ale ale. Manele le le abor le haște abule și nare. La bahar când vechi și nare. La bahar când vechi și nare. Aici la hani abor le haște hani cu mare. Bine. Hai, nu băște că le mane ale. Nu mă he bada și asta putem lungi la bine. A fost seară, a fost dimineață, dar asta a fost, de mult asta a fost, de mult. A fost seară, a fost dimineață, dar asta a fost.